Ei, salutare și bine v-am regăsit alături de voi, ca de obicei, Captainul din. Astăzi vă aduc un gameplay slash review cu Kaer Navron, tankul britanic, heavy de tier 8. Acest gameplay mi-am luat și ei sub el. Haideți să vă spun și câteva chestii despre acest tankuleț. În primul și în primul rând, e o schimbare enormă de la linia cu Churchill. Diferența enormă, ai deja acuratețe mai bună, armură mai slabă, teoretic, dar îți iei foarte multe bounce-uri cu o turetă foarte bună, primești foarte multe bounce-uri la fel. Nu vă spun la fel date tehnice pentru că le puteți găsi și voi. Așa trecem mai repede la subiect. Armura destul de înclinată, poate să primească bounce-uri, dar nu vă puteți baza prea mult pe lucrul acesta. Side scraping se poate face cu acest tanculeț, dar la fel armura destul de slabă. O problemă enormă care o să aveți cu aceste tankuri, la fel de la Centurion în sus și de la Kaer Navron în sus, aveți amorea cu pus frontal și foarte, foarte slab. Îți primește amorea foarte des în... foarte des? În fine, primește amorea cu des în meciuri. Așa că vă sugerez să vă puneți pe loader obligatoriu să aibă safe storage și poate puteți să renunțați la stabilizator sau ceva și să vă puneți uita morea, că depinde acum. Cel puțin așa mi-am făcut centurionul, că de la fel și la centurion, dar e cealaltă poveste. Ai amorea cu frontal și îți primești des. Asta e problemă la tier 8, la britanici, la medi și la heavy, cel puțin pe aceste linii. La fel, este aici o mică chestie care trebuie să o specific. Mergeți pe reparații primar pe absolut toți. După aceea dați drop la skill, selectați 90% după ce ajungi la 100% acest skill și vă selectați celălalt skill, așa nume safe storage-ul. Ca să nu țineți safe storage acolo degeaba pe sute de bătălii, să n-aibă niciun efect, că safe storage are efect abia când atinge 100%. Am încercat să mai explic asta și în alte videouri, dar în fine. Ce trebuie să știți despre acest tanculeț, care o acuratețe foarte, foarte bună, cu un rate of fire foarte bun, dar alpha damage-ul e destul de slab și asta ar fi problema pentru pick-up-ul și chestii genul acesta. Dar dacă prindeți tankuri în câmp deschis, îl faceți curva voastră fără niciun fel de probleme. Cu un view range destul de bun, viteză și accelerație decentă, nu poți să ai prea multe probleme de genul acesta. Totuși să nu uităm că este un tank heavy. Așa, eu m-am pus reparații pe absolut toți cu Six Sense-ul, care pun cam la orice tanculeț. Un tank foarte bun și de sniper și la distanță și close quarter. Close quarter mai puțin, m-am zis să-l evitați. Tot timpul să vă bateți la distanță, dacă aveți ocazia, cel puțin a doua linie de atac să fiți acolo. Ok, echipamentul care l-am avut puse pe acest tank și încă l-am pus este ramul, tot timpul să încalci mai repede, te ajută foarte mult. Ventilații la fel, 5% la skill și stabilizatorul. Ajută foarte mult pentru acuratețe, încarci mai repede și e bun pentru rate of fire, să-ți-l faci mai bun. N-am fost un jucător așa de bun cu acest tank, n-am vrut să-l prind, mi-am luat ace-ul de-abia în 231 de bătălii. Nici damage prea mult pe luptă n-am reușit să fac, 0.94 după cum puteți să vedeți și voi. Dar mare mi-a plăcut, dar n-am fost total nebunit după acest tank. E un tank jucabil, nu am fost așa de bun cu acest tank eu, am văzut mulți alți jucători mult mai buni ca mine. N-am reușit să-l stăpânesc și sincer nici nu am răbdarea. Așa că o să-l vând să trec la următorul. Bun, haideți să trecem la gameplay. Ok, suntem pe harta Westfield, aceeași hartă pe care am luat și cu Black Prince, nu știu dacă mai țineți minte din videourile mai vechi. Suntem într-un meci de tier 9, statistic vorbind, eu au avut echipă mai bună ca noi, dar totuși n-am avut veze 111-14, un tank foarte bun. Apropo de asta, mi-a trimis ce mai sunt replay cu acest tank, trebuie să vi-l arăt, e extraordinar tankul, plus gameplay, bineînțeles. Ok, haideți să revenim aici. Am hotărât să merg în zona aceasta, pentru că sunt foarte multe dealuri și pot să-mi scot numai cap, pot să joc exact în stil american, pull down, mi-arăt numai tureta, cu toate că nu e la fel, nu e așa din altă tureta, după cum puteți vedea, dar are depresia tunului extraordinară, poți să dai foarte mult tunul în jos. Să nu mai vorbim de aiming time, viteza proiectilului și reload time, carc undeva la 6 secunde și ceva. Aici am fost foarte neatent și mi-am primit o lovitură gratis, de fapt m-am oferit gratis.
Am zis că poate ajung până în cap celălalt, nu știam ce să fac. Te trei ce mă vedea în corcă, cum ne-a zis că totul e în regulă. Spotez, îi să treiu. Uf, mi-am primit lovitura, nu știu să-i trag și eu, în 225 damage. M-am îndreptat imediat cu fața la inamic. Emos trei din dreapta, cu KV4. Îi treiu, vedea că încă se uită la mine. Și Tiger pe eu. Deci am uitam să văd, să mă pun într-o poziție care să mă avantajeze. Cât unde la 1-0. Momentan. Încerc să trag în Commander Viewport de la M103. Totuși, am avut probleme cu lagul. Nu știu de ce. Ies exact la margine. T20 nu are bounce. A tras în turetă, v-am spus că am o turetă destul de bună. Între timp 4 nu apare și el, îl penetrez exact în turetă. Când ai 226 penetrații, normal, nu prea ai probleme. Nici la meciuri de tier 9 faci față fără niciun fel de problemă. Ok. De acum trebuie să joc foarte mare grijă pentru că suntem noi, doar noi doi priviți. Restul, partea asta, stau acolo, nu fac absolut nimic. Ies. Era destul de înclinat, iar bounce de 29 în mine. Am dat și eu un bounce în el. Tot dădeam ping-uri pe hartă. La băieții acolo poate simt și atacă și ei. M-am grăbit. Priviți ce țintă mic are acest tank. Ce repede, ce pune aiming time-ul. Am dat bounce, am încercat să-i prind și nada, dar nu am reușit. Două lovituri ratate în M103, din păcate, până acum. Tiger pe o iese cu laterala, încă o dată vă spun, nu faceți asta niciodată, nu ieși niciodată cu laterala. Am încărcat imediat, am încercat o lovitură pe Most 3, dar l-a fresat înapoi. Tiger pe o în moți, l-am prins. La fel a ieșit cu laterala, s-a grăbit în meciuri, când ești așa mic, nu te băga, deci nu te băga. S-a urcat puțin la cap, am zis să penetreze 34 în turetă, dar din unghiul acela era puțin cam greu. Am cerut puțin cam mult. Rămân în continuare, deci T30 știu că l-am în spate. A pierdut și el foarte multă viață. M103-ul sunt disurile campează foarte mult în spate. M103-ul nu știu ce face acolo, sincer. Eu încerc să mai ies, să văd dacă reușesc să prindă un tank ceva. Și aici o bătaie frumoasă am avut cu T34, un jucător relativ bun. Iese prea mult. O trebuie să mă bag puțin pe el. Risc pentru că are un turn foarte bun și poate să-mi facă foarte mari probleme. Dar el, am văzut că e focusat mai mult pe T30. Așa că mai am prins una. Poate că trebuia totul să-i trag în șenile. Știu că încarc destul de greu, îmi permit să mai ies. Mai prind una. Mă retrag. Încă un bounce. T28 chiar. Bounce de la T34. Armură foarte, foarte, foarte înclinată și dacă mai stau și eu înclinat cu acest tanculeț, curva m-a înjurat T34. Zic salut și ție și mamei tale. E, dacă omul e nou, ce să-i fac? Îi prind una exact la triunghi deasupra tunului, acolo un weak spot masiv pentru T34, l-am scos. Și cu penetrație și cu acuratețe care are acest tank îmi permit genul acesta de lovituri. Ok, o tără să avansez. KV4 cu spatele. I-am prins șenila. Nu am procedat chiar cum trebuie cu acest tank. Și totuși, nu pot să penetrez KV4 din spate de la distanța asta și cu penetrația care o am. Ai unghiul mult prea înclinat și armură destul de groasă în spate. Am jucat foarte, foarte prost. Am trecut pe gold când m-am enervat. Nu-mi venea să cred, deci pur și simplu mi-a venit să cred. Cât timp am deschis, mai băgăm câteva lovituri în el. Dar abia acum m-am spotat. Ea nu reușit să dăm și foc. Un tank foarte bun de sniper, atât și distanța. Opa, T28-ul. Și în el, obligatoriu.
Și fără să-mi dau seama, acum în momentul ăsta nu mi-am dat seama. Am zis să-l prind. T29 mi-a prins, mi-a distrus motorul. Mă repar motorul. T28 vine pe mine, îl fac să întoarcă puțin, îi dau la șinele și mă retrag. Acum mi-am dat seama că am rămas singur pe flanc. Visurile de-abia acum am intervenit. Și de acum am rate of fire atât de bun cât îmi permit să țin tract un T28 fără să întoarcă la mine. S-a băgat băieții în seamă. Vezi, eu v-am spus că e un tank foarte bun. Deja are 5 kill-uri. Foarte, foarte bine a jucat și el. Totuși tank de tier 9. Ultima oară Isu a fost spotat în vale. Merg în partea dreaptă unde sunt mai mulți copaci. Să mă folosesc puțin de camuflaj. Restul era în vale. T54, IS-3, IS-3-ul. Stai, eu jucător destul de slab. Mă gândeam că foarte posibil să fie în același loc. Cel puțin așa spune XP-ul meu. Merg în dreptul copacului și mă folosesc de presie. Nu aveam nicio prea multă viață și stai foarte periculos. L-am prins frumos din spate. Abia acum a spotat. Între timp văd că pe VZ vine T-54 cu viață full. T-54 e un tank foarte periculos și el. Mi-a plăcut foarte mult. Între timp ăsta a fost și el spotat, așa că mă hotărăsc să mă duc să ajut VZ-ul. În mod normal nu cred că ar fi avut prea mari probleme. Și fără să-ți dai seama și fără să-ți dai seama ce stăm, pentru că am rate of fire atât de mare, nu-ți dai seama cât trebuie făcut damage. Deja am ajuns la 4054 damage. Și vreau să fiți atenți, am jucat aici, am terminat muniția gold, am tras în acel KV4, am jucat foarte prost când m-am bătut KV4 la distanță, nu vine să cred că nu am penetrat. Am tras și eu foarte prost. Am ajuns... L-am nimerit, l-am penetrat în laterală foarte ușor. Mă nesimt pe flancul lui. Se dau la șinele, dar nu am reușit. Schimb, mi-am prins o lovitură, VZ-ul i-a prins și lovitura, a murit VZ-ul. Îi dă și artileria și îl omor. Singurul meu frag în această luptă cu 4500 damage. Și Ace-ul în sfârșit l-a luat pe Canavron. Of, după lupte lungi și chinuitoare. Am să iau și Ace-ul, am avut noroc, după cum spune ce mă ajez. Așa. Cu 4500 damage, 1700 damage spotat. 26 din 27 lovituri, aici nu e nicio surpriză, Confederate și 4500 experiență, adevărat că este X2. Ca damage am ieșit al doilea de pe hartă, al treilea de pe, da, al doilea de pe hartă și al doilea din echipă. Cu un singur kill, aici nu trebuie să fie niciun fel de surpriză. Pe plus și am 348.000, dar am tras 5 proiecte de gold, cum ați văzut și voi. Asta m-a costat puțin mai mult și am ieșit pe plus, doar cu, pe cont premium am ajuns să ies cu 26.000. Potențial de damage 3200, destul de mult pentru Carnavron și blindajul lui. A fost un match interesant. M-am folosit toate punctele lui forte, cât am putut. Și ca să fie treaba, ultimul tank care cred că l-am distrus, da, T-54, domnul Drumar, a intrat pe mine să facă puțin rage. Gold ammo kids. Hater's gone, hate! Săracul nu știe ce pen are tankul ăsta și dacă nu poți să-l penetrezi din lateral, da? În fine, da, problema lui. Ești Drumar. Da, nu zic nimic, oricum, bravo. Asta a fost gameplay-ul și slash review, sper că v-a plăcut. Acum ocazia asta pot să mânc și o tankul, să trec mai departe, că deja am dat research la Conqueror. Și da, vă mulțumesc frumos, ne auzim, ciao!